Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați elevi! În cadrul temei Alegerea ofertelor de investire a economiilor, vă propun să analizăm critic avantaje și riscuri în raport cu instituțiile financiare nebancare. Veți descoperi cele mai importante societăți financiare nebancare, începând cu instituțiile financiare nebancare ce oferă credite, continuând cu societățile de asigurare ce garantează despăgubirea în caz de realizare a unui risc, continuând cu societățile de intermediere a titlurilor de valoare și bursele de valori și încheiind cu societățile ce administrează pensiile private. IFN-urile, cunoscute și ca instituții de creditare pe piața nebancară, oferă credite ce se adresează persoanelor cu venituri mici și medii, persoane ce doresc să împrumute sume pe termen scurt pentru proiecte specifice și pe care să le poată restitui fără a se împovăra în rate potrivite propriilor posibilități, în comparație cu băncile sunt mult mai accesibile. Locul unde investesc cu adevărat cei care vor să obțină venituri mai mari decât dobânzile de la depozitele bancare este piața de capital. Aici se tranzacționează celebrele acțiuni și obligațiuni. Vă propun să identificați principalele produse ale pieței de capital. La primul punct este o caracteristică a celebrelor titluri ce aduc venituri variabile sub formă de dividende. Azi recunoscut, este vorba despre acțiune. De asemenea, la punctul 2 sunt prezentate principalele două caracteristici ale obligațiunii. Bursa de valori este instituția reprezentativă pentru piața de capital, adică piața pe care investim. Veniturile pot crește sau se pot reduce de la o perioadă la alta. Este riscant, dar cine nu riscă, nu câștigă. Ceea ce este foarte avantajos la un produs de asigurare este faptul că acesta transferă riscul sau mai degrabă consecințele lui financiare de la tine, cel care închei asigurarea, la o firmă de asigurare. Persoanele care doresc ca la vârsta pensionării să beneficieze de venituri suplimentare față de cele care le revin din pensia obligatorie pilon 1 și pilon 2 pot beneficia și de o a treia sursă de pensie, pensia facultativă. Pentru a beneficia de aceasta este necesară aderarea la sistemul de pensii facultative. Este minunat să trăiești bine muncind mai multe zeci de ani și făcând ceea ce îți place, dar timpul trece repede și e bine să fim prevăzători și să planificăm obiectivele viitorului nostru îndepărtat. Deci, să economisim pentru pensii. Vă propun să căutați aceste resurse educaționale pe internet, pentru că ele sunt recomandate de Ministerul Educației și vă spun la revedere și vă aștept din nou în lumea minunată a educației economico-financiare. Numai bine!